Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește gulaș unguresc original. Haideți să vă arăt ingredientele. O să avem nevoie de următoarele ingrediente. Bineînțeles, primul e carnea. Eu fac din carne de porc, dar e din carne de vită normal. Dar noi nu mâncăm carne de vită, țineți minte. Deci, da, eu am aici carne de porc 600 de grame, tăiat cuburi așa, vedeți? Eu am tăiat mai mici ca să fiarbă mai repede, că asta trebuie să fiarbă foarte mult. Deci 600 de grame de carne de porc, tăiat cuburi. Aici am jumate de ardei, 2 morcovi, 2 ceapă mov și un sfert de țelină, dar e mare. Bineînțeles că aici avem 4 cartofi. 5. Și aici, asta e foarte important, gulașul nu se face cu ulei. Gulașul se face cu untură de porc. Eu am aici o lingură de untură de porc. Am foaie de dafin, 4 căței de usturoi. Bineînțeles, fără asta nu se poate face. Am cremă de gulaș și pastă de ardei. Da, pastă de ardei am și dulce și iute. Înțelegeți? Na. Aici, nelipsitul, că fără chimen nu mere gulașul, am chimen, boia, foarte important, și bineînțeles, piper și sare. Și ultima dată o să vă arăt găluștile. Aia se face păcând deja carnea, legumele, toate sferte, atunci ultima vă fac găluștile separat și vă arăt cum pun pe ea, că vin găluște peste, după ce e fiartă carnea. De asta durează, trebuie fiert cel puțin o oră. Și cum v-am spus, eu am pregătit aici aproape tot pentru gulaș, tot e spălat, curățat, nu vă țin, ca de obicei voi știți foarte bine că eu le pregătesc de înainte, nu vă țin prea mult și acum avem decât să tocăm legumele. Asta totdeauna toc cu dumneavoastră și între timp cât toc eu legumele mai povestim ceva și o să vă răspund la niște întrebări pe care mi le-ați pus. Și cum v-am spus, o doamnă din America m-a cerut să-i arăt cum să face gulașul unguresc. Că a zis că sunt foarte, foarte multe rețete, dar ea nu știe care e originalul. Eu vă spun că originalul cam așa e cum vă arăt eu, numai cu carne de vită, nu cu carne de porc. Uitați, am tocătorul pregătit, cuțitul pregătit, ăsta o dăm un pic mai încolo, să avem loc, eu v-am arătat ce avem nevoie și acum începem să tocăm, bineînțeles, ceapa. Deci la gulaș e foarte important ceapa. Deci de ce e important ceapa? Bineînțeles, dumneavoastră puteți să puneți ceapă albă, eu pun ceapă mov, fiindcă din asta am. Și acum o să tai ceapa. Nu trebuie tăiat ceapa foarte mărunt. Și cum v-am spus, e foarte, foarte important să punem mult ceapă. Ceapa îi dă tot gustul. Credeți-mă, și condimentele, bineînțeles. De-aia e așa de renumit și așa de plăcut, că se pune de toate în ea, dacă ați văzut bine, se folosește foarte, foarte multe ingrediente la ea. Deci nu-i chiar așa de simplă pe cum credem noi. Și cel mai important lucru, cum v-am spus, trebuie să fiarbă foarte încet și foarte mult. Deci ăsta e și secretul la gulaș normal. Vă spun sincer, asta se face în ceaun, ca să știți.
Deci, originalul, originalul, carne de vită și înceaun afară, la foc încet. Deci aia eu, doamnă dragă, vă spun acum ca să știți, n-am cum să vă arăt chiar originalul, originalul, că cum v-am spus, eu n-am carne de vită și plus de aia nici ceaun, nu? Și atunci eu vă fac că mâncăm noi, am hotărât să vă arăt așa. Deci dumneavoastră atâta trebuie să faceți dacă vreți originalul, să puneți carne de vită și să faceți afară la ceaun dacă aveți posibilitate. Și atunci o să nimeriți rețeta originală, aproape de rețeta originală, bineînțeles. Na. Și cum v-am spus, e un pic de lucru cu ea și necesită foarte, foarte multă fierbere și la foc încet. Deci, nici într-o oră nu cred că e gata, cu totuși că facem pe aragaz. Știți că pe aragaz orice mâncare durează mai puțin, nu ca pe foc afară sau... Na, în fine, deci eu fac o cantitate foarte mică, mică și normal, cu cât faci mai mult, cu atât ai mai gustos. Deci, după cum vedeți, ceapa am tăiat. E gata. Ați văzut că nu v-am ținut mult. E tăiată și acum, bineînțeles, tăiem morcovii. Morcovii, nu-i am doi morcovi. Mai, una mai mare, una mai mică. În fine, sunt morcovi noi. Nu trebuie tăiat foarte mărunt, ca la ciorbă. Nu. Să tai așa rondele mai mari. Așa. E așa să tai morcovii. Așa. Ăsta e cam... Da, le tai tot așa. Ca să știți. Și am uitat pe doamna cum o cheamă, că nu vă țin minte, că sunteți foarte, foarte, foarte mult, dar știu că e doamna din America. M-a scris. E româncă, dar e plecată în America de mulți ani. Și ea m-a scris și m-a cerut să-i arăt rețeta. Păi eu așa, e foarte, foarte aproape de original. Așa o știu, așa o fac, o fac de mult. Să știți, nu fac de acum, prima dată. Am mai făcut de foarte, foarte multe ori. Dar cum v-am spus, cea mai bună iese la ceaun, o cantitate foarte mare, normal, atunci. Nu știu dacă o să am ocazia, că v-am spus că eu sunt de la țară și neapărat luna asta, nu știu în ce zi, dar luna asta, trebuie să ajung acasă la țară, la maică mea. Și dacă ajung cumva pe acolo și o să avem ocazia, o să vă arătăm mâncare la ceaun. Să vedeți cum să face mânca... Bine, ați văzut dumneavoastră, eu nu zic că n-ați văzut, dar să vedeți cum pregătim noi acolo mâncarea la ceaun. Și bineînțeles, noi suntem mulți și când ne adunăm și... facem o mâncare la ceaun, să vedeți în ce cantitate și cum și o să vă placă cu siguranță. O să vi-l filmez anume să o vedeți. Bună ziua, asta... vă salut și eu pe această cale. Ai Țelină sau Păstrână? Ei Țelină, aia am spus. Trebuie și Țelină că-i dă gust bun. Atât. Și acum, după cum vedeți, am tăiat, mai de ceapa e tăiată, carnea e tăiată, legumele e tăiată, hai să tăiem și cartofii. Dar cartofii nu tăiem foarte mici, cartofii le tăiem așa, atât. Nu pun mult, fiindcă v-am spus, eu nu fac o cantitate foarte mare, că n-am pentru ce să fac, că suntem trei persoane și da. Adevărul că nici nu luăm așa mult carne ca să... Na. Nici cartofii vin tăiați în patru. Da. Două, dacă sunt care sunt micuțe, dar care sunt așa mari, nu pot să las în... Uitați, așa. S-a.
Eu așa le tai. Dumneavoastră le tăiați cum vreți, că nu e o regulă să tai tu cartofii cum tai eu. Poți să tai și cuburi mai mici. Da, da. Puteți când fierbe să le tăiați așa. Mult. Dacă fierbe așa mult, să pune să fac... la final. Oricum. Numai eu le-am pregătit, le-am spălat, o să le mai spăl o dată, cum v-am spus, și acum, uitați-vă aici, am usturoi. Usturoi. Ăsta nu le tăiem, ca să știți, dar știți ce fac eu de obicei cu usturoiul. Așa. Le zdrobim. Asta, foarte mare e asta. Asta e foarte mare. Acum. N-am putut să o zdrobesc dacă n-o tăiam. N-am putere. No. Deci eu cam am pregătit tot. Acum trebuie să merem la foc să vă arăt cum le pun. Dețineți minte, dacă doriți, bineînțeles. Nu-i o regulă, dar neapărat. De să pune, nu să pune ulei la gulaș. Țineți minte, nu se face cu ulei. Deci dacă vreți să iasă foarte bun, gustos, cum se face normal, să pună untură de porc. Eu n-am pus foarte mult, că și fac cantitate mică și adevărul că nici nu vreau să fie foarte, foarte uns, că nu le mâncă soțul meu și ăsta, dar vreau să vă spun că cu untură e ceva aparte, să știți. Nu-i ca cu ulei, e diferență mare. Și cum v-am spus, condimentele contează foarte, foarte, foarte mult. Și, bineînțeles, la final o să mai punem, la final o să mai punem, o să vedeți, o să mai tai o roșie, dar asta vă arăt la final, că aia se pune exact ultima dată. O să vă tai o roșie și verdeață peste, dar asta când e gata și găluștile o să vi-l fac. O să dureze un pic rețeta, că e mai lungă ca de obicei, că știți că eu nu vă țin mult, dar musai să vă explic ca să înțelegeți. Deci, acum am pregătit tot, merem la cratiță. Ați văzut, am pus untura în cratiță, deci trebuie untură de porc. O lăsăm un pic să se topească și am spălat carnea, am tocat, cum v-am spus, nu fac mult, am 600 de grame de carne de porc, dar se face cu carne de vită. De să pune carnea în untură și să lasă să se dunstuie un pic. Asta, aduc un pic de apă să am acolo. Deci și eu puțin aici. Să lăsăm un pic să se facă în untură. Sper că mă urmărește doamna și dacă nu acum, când mă urmărește, să vadă că am spus special, am făcut că i-am o cerut și de aia am ținut să-i arăt. Cum v-am spus, trebuie carne de vită. Dacă vă place, să puneți carne de vită. Să salutăm pe această cale, pe această doamnă și pe toată lumea care ne urmărește. Ați văzut să așa să face în untură, uitați. Și acum, după ce se prăjește așa în untură, vedeți, așa, punem o lingură mare. Deci o lingură din asta mare de boia peste. Deci o lingură de boia. Deci boiaua țin secretul și la culoare și la mai multe. Mă, bineînțeles că dacă e cantitate mai mare,
mare, mă gândesc eu, să punem mai mult. După ce am pus boiaua, punem ceapa. Lăsăm să se zdinstuie și cu ceapă, că ăsta normal ceapa trebuie să se topească, să se facă din ceapă și din legume un sos. Deci nu trebuie să rămână întreagă, să se simte, să se vadă ceapa, că de-aia se fierbe așa mult, ca să devină sos. Și acum punem și ardeiul gras și pătrunje ăsta, țelina. Și condimentele. Uitați, vedeți ce frumos arată și ce culoare faină are. Ma, da, dacă faceți cu carne de vită și cum v-am spus afară la ceaun, le tăiați carnea mai mare și cantitate mai mare, arată și mai bine. Și acum, bineînțeles, haideți să vă arăt. Punem așa, imediat, un pic de sare, piper, chimen, din fiecare câte un pic. Uitați, acum pun o lingură de sare, vedeți? Sare. Dacă mai trebuie, punem la final. Nu ne grăbim cu sarea, că știți că noi mâncăm din sărac. Punem... Uitați, o linguriță rasă de piper. Și acum, bineînțeles, punem și o lingură, așa, de chimen. Chimenul e foarte important, deci ăsta dă un gust aparte. Și bineînțeles, ați văzut, usturoiul și foi de dafin, trebuie neapărat. Numere fără foi de dafin. Eu am pus 4 mai micuțe. Și a mie sunt așa mici. Și bineînțeles, o călim acum cu condimentele. Se călește foarte mult la foc încet și după aia se pune, lasă un strop, dar se pune un deget de apă și se lasă să fiarbă la foc încet, încet, până se topește ceapa. Și după aia o să vedeți, o să punem peste ea, mai avem de pus cartofii, găluștile, pastele, mai iei de lucru. Deci v-am spus, e o rețetă mai lungă, dar să știți că e foarte gustoasă. Na. Acum o să pun un strop de apă și las să fiarbă o oră. Uitați, atâta apă ca să deie peste. Amestec și pun un capac și las să fiarbă bine. Ar mai trebui un pic de apă, că nu cam dă peste. O să mai aduc un piculeț de apă, că e cam puțin și mi-e frică că se prinde. Ca să vă mai pun un păhăruț micuț. Ați văzut? Na, acum o lăsăm la foc încet o oră să fiarbă. Și după aia mai venim cu restul ce mai trebuie pus peste. Pregătim pastele astea, le combin tot în apă să se dizolvă. Am spus, uitați, 2 linguri din asta pun în apă, o dizolvăm. Că eu am cantitate mică, n-am cantitate mare ca să... Ăsta-i, uitați, ardei iute. Din asta punem foarte puțin, uitați. O lingură mică ajunge, că nu vreau să fie foarte iute, că eu am copil mic și nu poate mânca și ăsta e dulce. Din asta o să pun mai mult.
Una, două. Deci am pus două de gulaș, două de ardei și una iute, tot de ardei. Deci, 5 lingurițe din asta. Cum am spus, uitați, o topim în apă, că se topește mai repede și imediat mai trebuie și peste ea, că am mai pus un pahar de apă, vă arăt acum, imediat vă arăt, dragii mei. Și o să punem pastele astea să fiarbă, să intre gustul, bineînțeles. Și deci pun pastele și cartofii. Imediat vi le arăt. După cum vedeți, o fiert, o scăzut, s-o fiert foarte bine, deja carnea e moale, am căutat, am mai pus un pic de apă, că fierbe deja de o oră. Și acum, bineînțeles, am pus apa cu pastele ce am dizolvat. Puteți direct să băgați acolo, dar eu am vrut să dizolv în apă ca să mai pun și un pic de apă peste, sincer. Și acum, uitați, punem cartofii, vedeți? Am pus cartofii. Și până fierbe cartofii, înțelegeți? Eu vă arăt găluștile. Acum mai lăsăm să fiarbă. Dragii mei, uitați, am spart un ou aici. Un singur ou. Am luat un bol, am spart un ou. Acum, uitați, punem o linguriță de sare în ou. Punem, uitați, o cană din asta de 200 de apă, numai. O cană din aia micuță, că nu fac multe, foarte mult găluște. Și aici, bineînțeles, am făină. O să luăm, prima dată bat ouul cu apa și cu sarea. Trebuie amestecat așa. Așa să fac găluștile. Astea ce vă arăt acum sunt găluștile. Eu fac o cantitate mică, cum v-am spus. Fac dintr-un ou. Dumneavoastră, dacă sunteți mai multe persoane, 4, 5, faceți din două, că cu cât o faceți cu mai cu mult ou, cu atâta crește mai mari și să fac mai bune. Și acum punem făină. Bineînțeles, o să mă întrebați cât făină, cât ia cantitatea asta de apă ca să fie un aluat ca de găluște. Știți cum trebuie să fie? Cam moale un pic, ca să o rupem cu lingura. Și acum, bineînțeles, aici la 200 de apă, cam intră 150 de făină, cam așa, să fie un aluat, nu foarte, foarte zvârtos, mai moale. Și trebuie, bineînțeles, bine, bine, bine amestecat, așa, să nu fie bor. O să mai trebuiască să punem făină, că nu-i suficient. Așa. Și aștia-s găluștile. Găluștile se fac foarte simplă, de ou, sare, apă și făină. Ca să facem un aluat, ca să putem să rupem cu lingura. Un aluat mai molcuț. Eu o rup cu lingura. Și adevărul că mie îmi plac găluștile și am făcut destul la cantitatea aia. Dar nicio problemă. Uitați ce faini. Trebuie un pic lucrat, așa. Mai un pic de, un pic, deja aproape e bună, dar deci trebuie să steie pe furculiță. Azi eu am lingură, eu lucru cu lingura asta mică, loc să iau o lingură de lemn, am luat aia mică pentru sare și cu aia am pus și făină. Da. Suntem acasă, acum mă înțelegeți, știți cum e, acum nu pot, ca la farmacie, cu na, suntem oameni simpli acasă, nu la restaurant, deci nu gătim domnește, simplu ca acasă. Așa, așa arată găluștile, asta e consistenta care trebuie să fie, uitați, deci trebuie să stea pe furculiță, vedeți, așa, deci asta e consistenta, așa. Și bineînțeles, acum găluștile-s gata, când cartofii s-au moiat, o să iau o lingură și le rupem găluștile în gulaș. Uitați, așa arată, dragii mei, am pus cartofii, îs aproape fiert, uitați. Dar acum o să punem găluștile. Aici-s găluștile, așa arată. Moiem lingura în
zeamă și rupem așa cu lingura. Așa. Vedeți? Și punem, facem un pic mai mare. Mie așa îmi place. Și rupem. Acum nu pot și să vorbesc, că mi s-a atent aici. Așa. Uite ce faină. Trebuie udat lingura ca să vină jos după ea. Și imediat gătăm și o să punem verdeață peste și o să servim. Mai lasă un pic. Mai trebuie să lăsăm să fiarbă, bineînțeles. O să pun verdeață, o să pun capac și las să fiarbă. Acum punem un pic, eu n-am numai mărar uscat, vedeți, mărar și un pic de pătrunjel verde, așa. Trebuie amestecat, că trebuie să fiarbă găluștile, mai lăsăm o 2-3 minute ca să fiarbă bine găluștile. Uitați ce fain arată. Și asta este gulașul. Punem capacul, mai lăsăm câteva minute și după aia servim. Am gătat. Uitați, am luat oala. Acum, uitați așa arată. Ăsta e gulașul. Uitați. Cu cartofi, cu găluște, cu carne, bineînțeles. Și acum o să pun în farfurie, să o vedeți și în farfurie cum arată. Vedeți? Carne, cartofi, găluște, așa. Ce să mai punem? Verdeață, numai așa. Deci, vedeți că are și un pic de zeamă, așa. Deci, ca sosul, asta vreau să vă arăt. Deci, nu are zeamă, e sos, e sos. Uitați-vă aici, arată-le. Uite, e sos, pur și simplu e sos. Deci, asta este, așa arată gulașul. Deci, ăsta e gulaș, așa a ieșit, noi așa mâncăm. Dacă vă placeți, faceți ca mine, dacă nu, faceți cum doriți dumneavoastră. V-am spus. Să face din carne de vită, să face la ceaun, să face cantitate mai mare, iese mai gustos. Noi am făcut cantitate foarte mică și noi așa o mâncăm, nouă ne place. Vă rog să mă urmăriți dacă vă place și să vă abonați în continuare. Vă iubesc, vă respect și o să mai venim cu altă surpriză. Vă iubim, poftă bună și la revedere!